Ion Lungu, trebuie să recunosc că a ținut și ține foarte mult. Am ținut și țin și eu, pentru că sunt convins că Ion Lungu v-a spus sprijinul de care s-a bucurat cât am fost membru al Guvernului României pentru această zonă. Trebuie să fiu sincer să vă spun că primarul Lungu este, cred că, unul dintre puținii primari care a avut curajul să înceapă cu aceste zone care au suferit cel mai mult din cauza dezindustrializării. Acum, aș vrea să vă spun câteva lucruri despre ziua de 1 iunie. Suceava, Urdujeni, am o rugăminte. Vă rog să nu priviți aceste alegeri ca niște alegeri normale. De ce? Pentru prima dată după 18 ani de zile, în sfârșit a început votul uninominal în România. Și acest vot uninominal începe la președinția Consiliilor Județene. Observați dumneavoastră ce bătălie este acum la Consiliile Județene la conducere. De ce? Pentru că aici dumneavoastră va trebui să alegeți între trecut și viitor. Nu întâmplător am intrat eu în această bătălie politică pentru președinția Consiliului Județean. Poate mulți dintre dumneavoastră și-au pus problema de ce domnul Plutur nu merge mai departe senator, ministru în toamnă, pentru că partidul nostru are șanse să ia guvernul în toamnă categoric. Vă spun un lucru foarte clar și vreau să-l știți și dumneavoastră. Soarta unui județ sau a unei regiuni va depinde enorm de mult de cine îl va conduce în perioada următoare. Din ce cauză? Am avut 18 ani de tranziție cu marea împărțeală și trebuie să vă spun că în acești 18 ani de tranziție, 16 ani a condus Gabriel Mârza, dar nu pe vot direct, ci prin alegerea celor 37 de consilieri. Amintiți-vă, alegeați consilierii județeni care după aceea se închideau într-o cameră și alegeau președinte. Dacă trăiți bine sau trăiți rău, trebuie să tragem linia asta și să spunem niște adevăruri. Primul adevăr, Suceava din 710.000 locuitori cât are județul nostru, al doilea ca mărime, ca suprafață din România, 230.000 sunt plecați la muncă în străinătate. Suntem județul pe primul loc, din păcate, în România, la exportul de forță de muncă și în special tânără. Al doilea lucru care trebuie să ne pună pe gânduri. Nu știu dacă știți Urdujeniu, dar județul Suceava alături de Vaslui sunt considerate din punct de vedere al salariului mediu net cele mai sărace județe din Uniunea Europeană. 8.500.000 de lei vechi este salariul mediu net a unui sucevean de-al nostru. Dați-vă seama că asta înseamnă o palmă și înseamnă că cei care conduc de 16 de 18 ani vor trebui să răspundă pentru asta. O cauză o știți cu toți. S-a investit foarte puțin în locuri de muncă. Și poate că răspunsul aici vine. Eu, ca om care am condus un minister în perioada grea când am dus România în Uniunea Europeană, am absorbit fondurile europene Safardo, 1 miliard de euro, tot ce am avut de absorbit într-un an și jumătate. Am spus așa, ce-i mai bine să fac? Să rămân la București sau să intru în bătălia politică pentru președinția unui județ blocat. Vă mai dau un exemplu, Suceava. Drumul european 85, care ar trebui să vină până la Suceava, la Siret, s-a modernizat în acești ani doar până la Roman și merge spre Iași. Nu vine spre Suceava. Deci un județ izolat. Un județ, dacă mergem în galantarele din Urdujeni, veți vedea că produsele din carne care le produce